Salutare pariori! Pentru ziua de vineri, tipsterii de pe site-ul biletul-zilei.com au pregătit următoarele 6 pronosticuri. Royal Union Charleroi. Tipsterul Red spune că în sezonul precedent, Royal Union s-a luptat la titlul de campioană până în ultimele etape, în timp ce Charleroi a fost destul de aproape să prindă un loc de cupă europeană. Astfel, tipsterul nostru consideră că ambele echipe sunt valoroase pentru nivelul campionatului belgian și, ținând cont că practică un fotbal ofensiv, ar trebui să vedem un meci spectaculos, așa că pronosticul său merge pe gol marcat în ambele reprize. Lynette Wang. În opinia lui Tennis Tipster 92, Lynette traversează o formă de zile mari și este favorită în această confruntare. Lynette practică un tenis mai bun decât Wang și, ținând cont că jucătoarea din China a disputat mai multe meciuri în ultima vreme, tipsterul nostru propune pariul de tip handicap Lynette plus 1,5 game-uri. Pohronie Košice. Radu Oprea spune că în startul noului sezon din Liga Secunda a Slovaciei, ambele formații au arătat destul de rău pe faza defensivă, însă jucătorii din atac au reușit să-și facă treaba. Astfel, cele două jocuri disputate de gazde s-au încheiat cu goluri la ambele porți, în timp ce oaspeții au fost implicați numai în meciuri cu cel puțin 3 reușite. Ținând cont de aceste detalii, tipsterul nostru alege pariul de peste 2,5 goluri. Zapata Miralles Cepieri. Tipsterul Adrian consideră că Zapata Miralles practică un tenis mai bun în comparație cu adversarul său și spune că acest lucru se poate vedea și în clasamentul ATP. În plus, Zapata Miralles traversează o formă bună, așa că tipsterul nostru crede că va domina această partidă și alege pariul pe victorie Zapata Miralles. Bahia Nautico. David Chirilă spune că în această partidă Bahia are parte de un adversar facil, pe terenul acesteia urmând să se deplaseze Nautico, penultima clasată din Brazilia Serie B. Cei de la Nautico vin după 4 înfrângeri consecutive și au cea mai slabă defensivă din campionat. Astfel, tipsterul nostru alege pariul 1 solist. Farul Chindia. În opinia lui BMG, Farul este net superioară adversarei sale și, ținând cont că a început noul sezon cu 2 victorii, pornește din postura de favorită împotriva târgoviștenilor. Chindia nu a impresionat cu nimic în primele 2 etape ale Superligii, așa că tipsterul nostru propune pariul pauză sau final 1. Pentru mai multe ponturi, vă invit să accesați site-ul biletul-zilei.com, iar dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru.